Domnul și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Suntem în Vinerea Mare, urmează Sâmbăta Mare, după care prima zi a sărbătorilor pascale. Despre aceste lucruri vom discuta astăzi cu invitatul nostru, preotul paroh Mihai Mărcineanu, de la parohia Toma Cosma. Să rămână, părinte, bine ați revenit în platourile noastre. Bine v-am regăsit. Suntem în Vinerea Mare atunci când se spune că trebuie să ții post negru. Postul negru înseamnă să nu mănânci și să nu bei nimic, nici măcar apă, nu? Bineînțeles. Bun, da. Dar se aplică acea cutumă până când apune soarele, nu? Sau cât dorește fiecare. Deci nu există o unitate de măsură pentru post. Noi doar facem recomandări în ceea ce privește postul. Postul este o angajare personală pe care fiecare e persoana cea mai în măsură să o aprecieze în raport cu puterile sale. Noi recomandăm, într-adevăr, e recomandabil ca în vinerea seacă sau vinerea mare sau vinerea patimilor Domnului să se ajuneze, să se postească, să se țină post negru în care să nu se consume nici alimente și nici apă. Până la apusul soarelui, dacă e posibil, până la prânz sau până a doua zi sau până duminică la înviere. Fiecare cum reușește. Da. Dar în seara asta, în Vinerea Mare, este o slujbă specială, nu? Da, este slujba prohodului Domnului, o slujbă care, de fapt, face, într-un fel, încheiere săptămânii patimilor Domnului, pentru că prin această slujbă, care se dorește a fi o slujbă care să ne aducă aminte de punerea în mormânt a Domnului Hristos și care, într-un fel, ne angajează pe fiecare în a participa cumva, fie muzical, fie pur și simplu rugându-ne, fie doar asistând în cadrul acestei slujbe, a participa la mormântarea Domnului Hristos. Pentru că, de fapt, slujba prohodului este o procesiune de înmormântare de care Mântuitorul Iisus Hristos n-a avut parte, dat fiind graba cu care a fost înmormântat, fiindcă se apropia ziua de sâmbătă, sâmbăta cea mare a Paștilor evreiești și pentru că au dorit ca să nu fie pe cruce nimeni răstignit în sâmbăta respectivă. Și atunci s-au precipitat într-un fel lucrurile, e și motivul pentru care în ziua cea din tăia săptămânii, adică duminică, la primele ore au venit femeile mironosițe ca să împlinească din ritualul care nu se împlinise în seara de vineri. Bun, din câte știu eu, și aici corectați-mă dacă greșesc pentru că nu sunt foarte bine sigur pe mine, sâmbătă este acea zi de meditație, nu? Sâmbăta e ziua așteptării prin excelență. E ziua în care, conform învățăturii bisericii noastre, Mântuitorul Iisus Hristos, cel răstignit și mort pe cruce, a coborât la iad. Există între multele reprezentări ale icoanei Învierii Domnului și această reprezentare a pogorârii la iad, care se bucură de o popularitate mare între creștini, pentru că e înfățișat Mântuitorul, ținând de o mână cu o mână pe Adam, cu o mână pe Eva, călcând peste porțile cele sfărâmate ale iadului și înviind cu sine întreg neamul omenesc. Asta este, să spun, simbolistica icoanei învierii. Dar, sigur, această așteptare a sâmbetei celei mari nu e o așteptare indiferentă, ci o așteptare cu nădejde. Pentru că toată săptămâna patimilor Domnului noi ne întristăm, ne cernim și chipurile și ținuta, dar nu disperăm, ci dimpotrivă patimile Domnului sunt o suferință cu speranță. Spune chiar Mântuitorul Iisus Hristos, așa frumos reproduce Evanghelia de la Ioan, va veni vremea când voi toți, le spune ucenicilor, vă veți întoarce fiecare la ale sale.
Și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu voi fi singur, că Tatăl meu va fi cu mine. E, această suferință a lui plină de speranță că Tatăl nu l-a abandonat, l-a însoțit pe tot parcursul pătimirilor pe care i le-au pricinuit oamenii. A existat însă un moment în care și Dumnezeu parcă l-a părăsit. E atunci când se afla pe cruce și când el însuși strigă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta este, să spun, semnificația deosebită pe care o dă ziua aceasta de vineri în care ne aflăm, că Mântuitorul Iisus Hristos, chiar ca Fiul al lui Dumnezeu, asumându-și păcatul uman, asumându-și starea de păcat a umanității, s-a însingurat pe sine însuși până și față de Dumnezeu. A avut acel moment în care Dumnezeu l-a însoțit ființial, pentru că el este Fiul al lui Dumnezeu, dar nu l-a ajutat. L-a părăsit, pentru că e vorba de o judecată, era vorba de o judecată și nu judecata lui, că el nu era vinovat de nimic, e vorba de judecata păcatului, stării de păcat a umanității pe care el și-a asumat-o. Iată omul, așa l-a recomandat, fără să știe, guvernatorul Pilat, iată omul, adică iată starea de păcat a omului. Dar sâmbătă asta, spuneți că este o zi de așteptare. Bun, o zi de așteptare, dar putem spune că este o zi de așteptare în rugăciuni? Sigur că da. Sigur că da. Există în sâmbăta aceasta a Paștilor o rânduială cu totul specială. Se săvârșește liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care este prin excelență o liturghie ce ne împodobește cu rugăciuni duhovnicești deosebite, dar e și o zi în care până și cele 7 laude care se oficiază de obicei în mănăstiri au un conținut aparte, se numesc ceasuri împărătești, sunt slujbe de la care în vremea Bizanțului nici împăratul nu lipsea. Da, în vremurile noastre parcă tinerii așa se cam îndepărtează de cele sfinte, dar încetul cu încetul revin la. Să știți că, uitați, v-aș invita cu drag în seara aceasta să asistați la slujba prohodului, să vedeți ce mulți tineri vin. Sunt niște slujbe care atrag în mod deosebit. Nu cred că are preotul sau biserica în ansamblu vreun merit, ci e pur și simplu acea emoție și acea trăire înaltă pe care ți-o pricinuiește apropierea de un lucru sfânt. Pentru că în cadrul slujbei prohodului din Vinerea Patimilor se organizează procesiune cu epitaful sau cu Sfântul Aer, care reprezintă mormântul Domnului. Trecerea aceea pe sub epitaf, trecerea prin mormântul Domnului, e o emoție deosebită pe care tinerii au detectat-o și pentru care vin în număr foarte mare la biserică. Chiar dacă poate la celelalte slujbe nu mai sunt atât de mulți și e adevărat că sunt și ofertele lumii care îi atrag în diverse părți, dar în Vinerea Patimilor să știți că vin foarte mulți tineri în toate bisericile și asta e un lucru care ne bucură. Este un lucru extraordinar. Părinte, vreau să vă întreb un lucru ca să înțeleagă și cei tineri. În Sâmbăta Mare, când încep slujbele sau când începe slujba, Sfânta Slujbă? Păi avem... Pentru că lumea de obicei vine puțin înainte de miezul nopții ca să ia lumină și să plece acasă. Vorbim de slujba Învierii. Slujba Învierii, da. Da. Pentru că în Sâmbăta Mare există și această sfântă liturghie care e un fel de anticipare a slujbei Învierii, pentru că în cadrul acestei slujbe anumite momente și anumite elemente liturgice ne vorbesc despre Învierea Domnului. Deși încă momentul Învierii n-a venit. Dar ea are o logică, pentru că coborârea sau pogorârea la iad a Mântuitorului Hristos
E momentul, de fapt, în care izbucnește învierea. Învierea nu e un moment sau un eveniment. Învierea e un proces. E un proces pe care îl declanșează Mântuitorul Iisus Hristos. El înviază El însuși, dar înviază întreg neamul omenesc. Înviază și pe cei ce au murit cu dreptate sau într-o nădejde a învierii Domnului, pe sfinții din vechime, dar înviază și pe cei care încă trăiesc. Nu-i totul să înviezi din morți, ci să înviezi și din faptele cele moarte, din așa. Starea de mort în care ne aflăm de multe ori, fiind vii și mișcându-ne în sus și în jos prin cetate. Viața de zi cu zi, da. Bun, dar slujba de înviere, ea nu începe la ora 12, la miezul nopții. După tradiția noastră, slujba se face chiar la miezul nopții. Atunci când se sună miezul nopții, preotul invită lumea, veniți de luați lumină. Atunci este invitația de veniți de luați lumină, dar slujba nu începe mai... Slujba de înviere, deci asta este slujba care, să spun, are un caracter de anunțare. Nu are un caracter sacru în sine, ci e doar o slujbă în care se proclamă, se anunță învierea din morța Domnului. După chemarea preotului, veniți de luați lumină, se iese în procesiune afară din biserică, deci nu în biserică, se iese afară din biserică, iar preotul acolo citește Evanghelia Învierii și acolo face început slujbei de înviere. Din noaptea de Paști, după ce a rostit Evanghelia Învierii și salută pe creștini cu Hristos a înviat și se cântă pentru prima dată acest imn pascal, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, preotul după aceea se retrage înapoi în Sfânta Biserică. Are o semnificație acest gest al ieșirii din biserică, pentru că învierea Domnului din morți nu se adresează doar creștinilor ortodoxi sau doar creștinilor în general. Și tuturor. Tuturor, indiferent de confesiune, chiar și ateilor. Învierea lui Hristos e o carte care se deschide pentru viață tuturor. Nu, Hristos nu-i selectiv. El oferă și Dumnezeu oferă cu multă iubire tuturor această stare de înviere pe care o aduce învierea din morți a Domnului Hristos și pe care o poartă prin lume starea noastră de ucenici ai Săi. Da. Dar învierea se adresează tuturor. Părinte, pentru că foarte multă lume, v-am spus, vine puțin înainte de miezul nopții, a luat lumină și pleacă acasă. De fapt, slujba durează până dimineață, nu? Da, mai durează încă vreo 3 ore după aceea. Dar e o slujbă extraordinară. Să știți cine stă în noapte. Eu propun chiar creștinilor care doresc să facă această experiență, să stea o noapte de Paști la slujbă, să o petreacă în spațiu liturgic și să vadă ce bucurie simte după aceea și ce energie sufletească, pentru că până la urmă, vedeți, vrem sau nu vrem, contactul nostru cu lumea, cu evenimentele, cu greutățile, se petrece întâi de toate în planul energetic, în planul energiei sufletești. Avem starea sufletească sănătoasă și suntem puternici din punct de vedere sufletesc, reușim în toate, orice ne propunem. Toate devin mult mai ușor de trecut, mult mai de neluat în seamă. Starea sufletului e prima și de aceea slujba din noaptea de înviere procură creștinului o stare de har care nu se poate descrie în cuvinte, pentru că, vedeți, urmează slujba utreniei, în cadrul căreia preotul pregătește pentru Sfânta Euharistie, în cadrul proscomidiei, Sfintele Daruri, urmează apoi Sfânta Liturghie, urmează apoi, la sfârșitul Sfintei Liturghii, binecuvântarea pe care Biserica o dă pentru hrana de dulce. Da. Vedeți, e foarte important să mănânci la Paști
Să începi masa de Paști cu mâncare, binecuvântată da. Prin rugăciunea bisericii, a celor care au stat o noapte și au vegheat. E o stare de veghe, e o bucurie. Deci noaptea pascală, să ne gândim doar la faptul că sunt multe nopți. Iată, participând la o nuntă, participând la un revelion. Da. Da. Trece noaptea foarte ușor, pentru că ai cu ce, cum să spun, ai cu cine comunica și ai sentimentul acesta că nu ești singur. O noapte de unul singur, stând în pat, e cu foarte, ochii în tavan, e foarte, foarte lungă. Ei, starea aceasta de bucurie îi se adaugă și stării acestea de bucurie îi se adaugă și starea de har, care vine de la slujbă. Și slujba e mult mai antrenantă, cu atât mai mult cu cât, iată, la noi la biserică, de exemplu, vine corul bisericii, da, este într-adevăr, care are un aer de o solemnitate cu totul aparte, și ne-am propus de anul acesta, dar vă spun numai dumneavoastră și vă rog să nu mă spuneți nimănui, mi-am propus de anul acesta ca la încheierea slujbei dimineață să stăm un pic, câteva minute, toți cei care am fost în biserică, să ciocnim un ou roșu, să ne spunem un cuvânt frumos, să servim un păhărel de ceva bun. Este exact ceea ce credincioșii fac atunci când ajung acasă. Când ajung acasă, dar vreau să anticipăm asta. Să fie biserica casa tuturor. Da, am pregătit un spațiu special și dacă ne ajută Dumnezeu, da, să nu mă deconspirați. Da. Părinte, mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem în săptămâna mare. Suntem aproape de învierea Domnului. Ce pot să vă doresc este să aveți un Paște luminat, liniștit, să-l petreceți alături de cei dragi, dar să nu lipsiți de la slujba învierii, de la toată slujba învierii. Un Paște fericit. Până data viitoare, cele bune. La revedere!